Aia a întors seară în Egipt. Am pus tu, m-am rătăcit lângă o piramidă stam să mă odihnesc. Ai Mambo Siria, 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 Mambo Siria, ia, na, Mambo Siria, Siria, Mambo, la rapcea, cea. Neamărin, la București am auzit în diferite cercuri pe acolo, zice, Mambo Siria, Mambo Siria. Și eu l-am întrebat, bă, zic, cum i-ați auzit denumirea asta, Mambo Siria? Zice, au venit de pe la Dărvare aici niște muzicanți. Și era unul acolo și ziceau Mambo Siria. Cine a fost Mambo Siria? Lămurește-mă! Eu am fost! Așa. Și ce înseamnă Mambo Siria? Mambo Siria e un cântec care îl cunosc eu. Așa? Și merg cu el în plin, de mic copil, de la vârsta de 13 ani. Mambo Siria este deja legendă. I-a descoperit poetul Mircea Dinescu pe la sfârșitul anilor 90 și tot el le-a fost naș de botez. Numele fanfarei vine de la o melodie compusă în adolescență de Marin Șchiopu, liderul trupei. Nu există case în Dârvar la câte cântece am făcut eu muzică și poezie. Și pe toate le am în cap, îmi spunea în urmă cu câțiva ani carismaticul muzicant. Pe aste vorbe am pornit spre satul lui, să-i văd toate casele, iar lui, neamărind, să-i ascult toate cântecele. Mambo Siria, ia! Da! Mambo Siria, Siria! Mambo, la rap, cea-cea! Rap-ta-tul, tul, tul, rap-ta-tul, ia! Da! Rap-ta-tul, tul, mambo, la rap, cea-cea! Când am ajuns în Dârvar, băieții ne așteptau în centru, lângă fântâna mireselor, peste drum de biserică. Câțiva săteni se strânseseră în uliță, alții se uitau peste gard. Într-o zi de iarnă, ce părea mai degrabă de primăvară, așteptau ca în satul lor să se întâmple în sfârșit ceva. La melodia asta. Noi îi spunem boierească. Boierească? Da. Boierească din Moldova? Sunteți da. Careva din Moldova? Nu. Nu. Dar o cântați? Da, da. Noi cântăm cam toate zonele. Banat, Ardeal, Moldova. Da, cu vocea. Cântați toți cu vocea? Da, da. Cântați ceva cu vocea. Cartele mele, tinerel m-am măsurat, mă.
și-a plouat, măi tinere, m-am însurat, mă. Când a plecat la surat, uiterea noapte și-a plouat, măi tinere, m-am însurat, mă. Măi era noapte și-a plouat, când am văzut pe cine-a luat, măi tinere, m-am însurat, mă. Toți muzicanții din fanfară sunt din Dârvar, județul Mehedinți, satul cu cel mai fertil sol din România. Cu toate acestea, viața bună se lasă așteptată, iar oamenii par împăcați de mult cu ideea că așa le e dat să trăiască. Cum v-ați adunat? Păi, cu 8 ani în urmă. Așa? Ne-am dus, de fapt, nu noi. A fost băiatul ăsta de aici și cu încă doi băieți. Și l-a luat și pe Neamărin și domnul Dinescu a făcut acolo. V-ați dus acolo la Corinda de sărbători. Da, da, da. Am cântat acolo, ne-a băgat înăuntru, între care am cântat și melodia cu Mambo Siria. Și el nu ne-a cunoscut atunci. Bă, bre, de unde sunteți? Ne-a întrebat el. Domnule, suntem din Dârvari, la 15 km de cetate. Bă, zice, să știți că o să vă caut. Dar la începutul începutului, câți erați? 5. 5. Și trei. Eu te aici, ca din și oasă. Cum? Ca din? Carne și oasă. Suntem carne și oasă. Aci. Da. Povestele Mambo Siria, care? El, când a fost el mic copil atunci, la 13 ani, așa cum a spus, erau cântat pe la fel de fel de nunți și a întâlnit, era o cântăreață de la Hunia, de la cetate, așa, o cântăreață foarte veche, bătrână, pe vremea aia atunci, da, și cânta cântecele astea. Și el de la ea le-a învățat, a stat cu ea, a cântat la multe nunți cu ea. Auzi și el le-a cântat el într-o variantă mai așa, cu figuri și cu mișcări. Da, sigur că da. Și de atunci a rămas cântecele astea. Câți ani aveți? L-am decât 74. De cât?
Atât. Puțin. Puțin, da. Și cu sănătatea? Cu picioarele de la genunchi eu duc prost. Încolo... Poți sufla în trompetă? Da, o agreacului, de aceea. Mi-a mărit. Care a fost viața dumneatale? Eu întreb oameni de ăștia mai în vârstă. Cum te-ai descurcat în lumea? Mă văd că ești susoară cu trompeta asta. Păi sunt, dar să vă spun care a fost treaba cu mine. Eu de mic copil, după ce am terminat cele 4 clase, am plecat și uite, și la oi, cioban, așa. Sărăcia m-a făcut. De sărăcie? Da, am fost sărac. Luce, am fost 4 frați. Așa. Am plecat și mi-am făcut școala de tractoriști. La Șimian. Așa. Și de acolo un an de zile. De acolo am venit la brigada aici la noi. Ei, și-a trecut viața asta și pe tractor și... Da, mi-am luat instrumentul iar din nou. Dar ce... De unde? Cine ți-a dat ideea asta? Sau a fost ideea metalei să ai... Am bătut o bita asta mică și am învățat și la el. Deci la trompetă și ai bătut și doba. Da. Deci întâi ai bătut doba și apoi ai trecut solist. 6 ani. Ai bătut doba? Doba. Așa. Și lucram și la instrument. Adică exersai? Da. Asta e situația a noastră, a țăranilor. Dar de copiii ăștia, uite, tinerii ăștia care s-au adunat în jurul mie tale, ce zici? Păi de aici încolo le e drag să cânte, sunt tineri. Da. Și eu le spun să ții diaca, asta e o meserie foarte frumoasă. Și numai e timpurile care le-am prins eu. Mă înjurau, îmi da cu vin în oichi. La nuntă, domn. Dar de ce? Păi dacă era beat. Ce era să te jura și te beștelea ca pe dracu. Am pins timpul grele eu. Da. Timpul grele. Dar de satul ăsta, știți cânta ceva? Despre sat, aveți? Cântece despre sat. Da. Da, cântați un cântec și despre sat. De tăti ne-ați cântat. La casa cu numărul 176 este Nea Mărin. Am stat de multe ori de vorbă cu el, însă pe locul lui, altfel, și-a deschis inima. A povestit din tinerețe, cu umor, cu durere, cu lacrimi, cu nostalgie, cu dor. A povestit despre viața lui cu seriozitate, cu bucurie, cu teamă, cu speranță. A cântat altfel decât știam, altfel decât o face atunci când e cu băieții, altfel decât atunci când e mambo Siria. Am ținut tare mult să viu până la mine ta aici să văd cum trăiești. Cum te înțelegi cu familia? A, foarte cu bine. Cu fata. Are grijă de mine ta. Lasă fata, e ca fata, dar cu Gino nu mă împac bine, e un bețivan. Da, domnule, pleacă cu tractorul, nu spune, cu mașina la fel, la... Nu știi când vine, nu mai... Chiar? Doamne, dacă băutura la el este ca apa pe gâsc. Ca apa?
ca apa pe gâscă. Nu se pune leagă beutură de el, nu nimic. Beu Horinca, așa zici? Nu se oameni. Poate. Beu Horinca ca și apa și eu și mama și tata. Da. Sau să fumeze tutunul la el. Cum e? Nu fumează? Nici băutură, nici tutun? Absolut deloc. El când pleacă să începe la treabă, nu spune. Nu spune? Lasă să se ducă să-și facă treaba el. Că eu sunt bătrân, iar mâine, păi mâine, să vadă și el când o ajunge bătrân ca mine, cum are să-i fie. Căci și eu când am fost tiner, am alegat toată viața mea de n-am fire de păr în cap în toată țara. Și m-a ajuns greutățile care eu, la ora actuală, de-abia mai mă pot umbla pe picioare. Ce cântec îți place cel mai mult? Mie toate îmi plac. Dar unul, ai unul la inimă. Care e acela? De-aș trăi ca frunza-n fămă, numai să trăiesc cu drag, mă. Numai să trăiesc cu drag, mă. Dar trăiesc ca bradul munte, nu mai am supărări multe. Dar stai să-ți spun, ai o melodie tot o cântine ta când te duci pe la Sindrofilia, este unde te cheamă, cu șurubul, aia cum e? Maestore, cum este șurubul, cum îmi merge cu șurubul, cu șurubul, na șurubul, cu șurubul, ia șurubul. Mă lăsai de tâmplărie, mă apucai de cizbărie. Mă lăsai de tâmplărie, mă apucai de cizmărie. Cu șurubu, ia șurubu, cu șurubu, ia șurubu. De la deal de casa noastră, ia mai zi, mai zi, mai zi. De la deal de casa noastră, ia mai zi, mai zi, mai zi. O fetiță nu mă lasă, ia mai zi, mai zi, mai zi. O fetiță nu mă lasă, ia mai zi, mai zi, mai zi. Și de rugămintea ei, ia mai zi, mai zi, mai zi. Și de rugămintea ei, ia mai zi, mai zi, mai zi. O băgai într-un bordei, ia mai zi, mai zi, mai zi. Și trebuie să-i văd două, trei, ia mai zi, mai zi, mai zi. Muzicanții din fanfară sunt excepționali, iar Nea Mărin absolut fabulos. Sunt plini de energie, mereu în formă. Au o poftă de viață, molipsitoare și, ceea ce este cel mai important, le place la nebunie să cânte. Cântă de toate pentru toți, sunt fermecători, naturali. Au încredere în puterea muzicii lor de a bucura sufletele, de a face ca toate grijile și necazurile să dispară ca prin minune. Pentru o gură dulce alu Marioara, la un cod de stradă, gola negrăbată. Sta după un copac noi ca să-mi dea în cap. La un cod de stradă, gola negrăbată. Sta după un copac noi ca să-mi dea în cap. Cântă la anunțile și mormântările din sat, iar de când au devenit Mambo Siria, sunt invitați la petreceri și la tot felul de sindrofii. Cu toate acestea, nu pot trăi așa cum ar fi normal, doar din muzică. Pe unde lucrați? Lucrați undeva, pe la cetate sau sunteți unii din noi? Lucrați în sat? Nu, în sat. Unii din noi, de fapt toți ne ocupăm cu agricultura, așa, mai cântăm la mormântări, la anunți. La mormântări. Da, da. Și vă cheamă la toate mormântările sau...
De regulă, da. Păi nu numai aici în sat. În toate sate. În Cetate, în Cujmir, cu Oprișor, toate zonele astea. A, sunteți vestiți aici? Da, da, peste tot, sigur că da. Neamărin, ce vreți să ne ziceți? Ce vreți să ne credeți? Hăci, hăci! Șambolă la paruchet! Ia! De poftă inimii mele, uite așa și iar așa, și amândoi ne-am gât gât la, uite așa și iar așa, și amândoi ne-am taponat. Și mă uitai la una aia, mai zi, mai zi, mai zi. Cum pune legătura, mai zi și tu, că-i zi și eu. Hai, Dalina, Cătălina, floare al rădine, grădină, vii la maica de mărfură. Hai, Dalina, Cătălina, floare al rădine, grădină, vii la maica de mărfură. Hai, da, Ambole la părucreț, părucreț fă cu tinele, pe pofta inimii mele. Uite așa și iar așa, și-amândoi ne-am gât gât la. Uite așa și iar așa, și-amândoi ne-am taporat. Și se iubește cu mine, zi și tu, că-i zi și eu. Pune legătura bine, ia mai zi, mai zi, mai zi. Și se iubește cu mine, zi și tu, că-i zi și eu. Hai, Dalina, Cătălina, floare al grădină, grădină, vii la maica de măfură. Hai, Dalina, Cătălina, floare al grădină, grădină, vii la maica de măfură. Tinele, pe pofta inimii mele. Uite așa și iar așa, și-amândoi ne-am gândit gândit la. Uite așa și iar așa, și-amândoi ne-am tamponat. Fanfara din Dârvar are un repertoriu amplu și divers, cântă hore, sârbe, marșuri, doine și nu în ultimul rând marile lor hituri ușor licențioase. Șurubul, Tinerel m-am însurat, Lino Catalino, Sunt un simplu vagabond și, desigur, piesa ce le-a dat numele și renumele, Mambo Silva. Despre aceasta, din urmă, Neamărin mi-a explicat cât se poate de clar cum a apărut. Uite așa, mi-au fluierat o draci în cap. Mambo Siria, Siria, Mambo Siria, ia, na, Mambo Siria, Siria, Mambo, la rap, cea, cea. Dumnezeu ce ție. Și când lasă la Am te-a. Petrecut o zi extraordinară cu dumneata. Mi-a părut rău când m-am despărțit de Mambo Siria.
Iar când am ieșit din Dârvar, deja mă gândeam cum să fac să-i revăd cât mai curând.